Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Fiind de născută în ziua trecerii unui semn în altul, ești plină de paradoxuri. În primul rând, ești un gânditor neconvențional care se străduiește să-și formeze teoriile și ideile, chiar dacă acestea par ciudate pentru alții. Ești un rebel condus de o dorință de a schimba lumea și, în același timp, un tipic lucrător capricorn cu o abordare practică a vieții și capacitatea de a îndura tot ceea ce întâlnești pe drum. Este o personalitate puternică, activă, care își urmărește cu încredere impulsurile, indiferent unde conduc. Abilitatea de a lua decizii extraordinare și de a le transpune în realitate este cea mai fabuloasă caracteristică a ta. Mai degrabă, improvizând decât zeloasă, iei viața așa cum este schimbătoare și plină de surprize. Stara ta internă este instabilă, deși ești foarte organizată la locul de muncă. Ești o fire naturală și neconstrânsă. Poți aduce în mod miraculos ordine în munca ta. Fiind de născută la trecerea dintre zodii, preponderența personalității este dată de semnul cu vârsta cea mai mare, respectiv capricornul. O analiză exactă poate fi vizibilă doar pe astrograma ta natală unde vei putea vedea poziția exactă a soarelui la ora nașterii tale. Poate că ești născut în constelația vărsătorului, ce știu eu, semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, loialitate, independență, ascetism, modestie, profesionalism, prudență, responsabilitate. Planeta ta guvernatoare este Saturn, aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din domeniul construcțiilor, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna, ea este responsabilă pentru lipsa de sentimente, precum și incapacitatea de a empatiza emoțional. Întrebare dificilă despre data de 20 ianuarie, ce semn zodiacal? Aceasta este ultima zi a Capricornului. Tu poți simți influența Capricornului și a vărsătorului. Prin urmare, tu ești înzestrată cu un caracter excepțional, plin de contradicții și paradoxuri. În mod oficial, semnul zodiacal născut la 20 ianuarie este Capricornul, iar această constelație te-a înzestrat cu diligență, practică, rezistență la stres și perseverență. De la vărsător, te răzvrătești, ești extravagantă și arogantă. Tu vii mereu cu ceva, scoți la suprafață idei și proiecte noi, încerci să remodelezi, chiar dacă alții consideră că aceasta este o excentricitate. Oricum ar fi, îți place ca ideea ta să fie a ta, dar dacă se poate transpusă de alții în realitate. Așa, doar din comoditate. Aparent instabilă, ești un personaj plin de umor chiar și cele mai teribile circumstanțe, adulterul, divorțul, imposibilitatea creșterii carierei, sunt percepute de tine prin prisma unui zâmbet, care, destul de ciudat, nu pare niciodată a fi la locul lui. Sentimentul de umor protejează în mod fiabil sensibilitatea ta internă adâncă, deși e în glumă dragostea și, uneori, stai chiar prost în jurul valorii de copil. Aceste lucru nu îți strică, ești foarte mândră și știi să te comporți cu demnitate, te caracterizezi printr-o reacție rară, în timpurile noastre, la atragerea de rude și prieteni. În ciuda faptului că poți fi urâtă prin natura ta și poți fi aspră, ești alertată rapid, pentru că în aceste izbucniri de furie nu există nicio furie. Ești, se poate spune, de o extravaganță diabolic de naivă. Din moment ce poți fi obiectul glumelor, le percepi superficial. De fapt, tu duci un stil de viață ascuns și ți împărtășești speranțele și visele numai cu cei dragi. Ești o persoană sinceră și nu joci un joc dublu. Cu toate acestea, mai târziu în viață, poți simți o scădere ușoară dar constantă că generozitatea ta a fost trădată. Rezistența fizică puterea emoțională și spirituală îți permite să supraviețuiești multor cataclisme, care de obicei, însoțesc viața umană. În ciuda faptului că te afli pe partea celor jigniți și patronezi, poți fi o persoană puternică, dar acest rol nu ți convine. Nu ești deosebită de pricepută să-i forțezi pe ceilalți, cu excepția copiilor tăi, să se supună regulilor tale. Din moment ce stilul de viață iubitor de libertate conduce la implicarea unei părți din nerespectarea diferitelor restricții, nu e în serios autoritarismul. Emoțională, vie și grijulie, poți face o mare greșeală, asumându-ți rolul de arbitru, dar o faci fără intenții dăunătoare. Perspectiva ta optimistă asupra vieții te ajută. Ești înzestrată cu astfel de calități, o astfel de doamnă este loială sensibilă, stabilizatoare. Ai un umor subtil, care se bucură cu plăcere de oportunitate. Dar, indiferent cât de plină de umor ești, te străduiești să duci un stil de viață secret. Mai ești caracterizată prin deschidere, receptivitate, fiabilitate și caldură, atragând oameni către tine. Tu iubești pe cei dragi, rude și prieteni credincioși și, de obicei, acest sentiment pentru tine este reciproc. Cum afectează data de 20 ianuarie soarta ta, Te poți lăuda cu forța și activitatea ta interioară. Toate acestea formează o personalitate cu adevărat persistentă, care urmărește cu încredere apelul impulsurilor sale, indiferent de ce. Ești capabilă să vin cu idei extraordinare și să le cu succes în realitate mai ales dacă găsești niște fraieri să pună osul la treabă muca sau degeaba. Improvizația este principala ta caracteristică. Ești completă deschisă tuturor aspectelor vieții, indiferent de ceea ce este rău sau bun și accepti absolut pe oricine. Datorită improvizării, mai degrabă decât a diligentei, tu accepti cu ușurință orice schimbări și surprize. În interior, ești puțin agitată și instabilă, în timp ce în afară poți da impresia unei organizări absolute, într-o atmosferă de lucru, tu lucrezi natural, poți reuși să conduci în mod miraculos o afacere, ai un umor excelent și un bun simț al umorului. Nu ești profund afectată chiar de cele mai grave evenimente, de exemplu stagnarea în creșterea carierei, divorțul, trădarea, prin lumina atitudinii tale pozitive. În mod surprinzător, aproape întotdeauna, orice eveniment se dovedește a fi potrivit pentru tine. În acest fel îți protejezi vulnerabilitatea și sensibilitatea interioară. Mistuirea constantă și diverse glume nu-ți strică deloc imaginea, tu știi să te comporți destul de mândră și cu demnitate. Magnetismul tău natural îi atrage pe prietenii și pe cei dragi. În ciuda uneori a durității și răutății caracterului, primești rapid iertare, deoarece în acțiunile tale nu există o picătură de furie. Favorurile destinate de soartăție, le utilizezi pentru a percepe superficială lumea exterioară, ești mai degrabă secretoasă și ești obișnuită să împărtășești secretele tale numai cu cei mai apropiați prieteni și rude, nu recunoști minciuna și într-o relație, ești întotdeauna sinceră. Cu toate acestea, mai târziu, după ce ai descoperit că generozitatea și atitudinea ta bună au fost trădate, s-ar putea să te simți frustrată și descurajată, deși te-ai născut sub semnul Capricornului și nu te evidențiezi cu o putere fizică specială, puterea ta este ascunsă în emoționalitatea și spiritualitatea care te ajută la trecerea prin multe cataclisme și dificultăți de viață tu nu ai nicio stea strălucitoare și trăsături patronantă căci acestea sunt aproape întotdeauna pe partea opusă. Totuși, rudimentele autoritarismului nu sunt luate în serios. Motivul pentru aceasta este libertatea iubirii și ignorarea diferitelor reguli și restricții de viață. Ești o persoană optimistă, grijulie și foarte sensibilă. Nu ești perfectă și poți face greșeli ca și noi toți. Sfat Încearcă să-ți planifici corect acțiunile, fii mai răbdătoare și nu cere prea multă atenție de la ceilalți. Dragoste și compatibilitate Te distingi prin o menie excepțională, care îți dă un farmec deosebit. Uneori, din cauza inocenței tale, ești considerată excentrică, dar, de fapt, tu știi să dăruiești dragoste pentru tine însăți, foarte constrânsă îți împărtășești gândurile tale cele mai intime numai cu cei dragi, generoasă și onestă, necesiți același lucru de la partener, rară ori ierți greșelile. Vei găsi înțelegerea reciprocă cu următoarele semne zodiacale, fecioară, pești și scorpion. Relațiile de nivel mediu pot fi cu taur, capricorn și vărsător. Ei vor fi capabili să se obișnuiască cu tine, să renunțe la pretenții reciproce, să învețe că familia poate avea loc. În căsătorie nu vei putea să creezi o relație de încredere cu săgetătorul, racul, balanța și berbecul. Cum le-au fierbinte, cu siguranță nu vei dezvolta relații de familie, nici măcar cele romantice, așa cum nu puteți fi măcar prieteni. Priviți lumea diferit, iar ceea ce este acceptabil pentru unul este enervant pentru celălalt. Locuri de muncă și carieră nu este surprinzător faptul că întotdeauna încerci să structurezi ceea ce faci pentru a aduce claritate, logică și sistematizare în munca ta. Ești o personalitate puternică, înzestrată cu voință și încăpățânare și care ascultă dictatele sufletului ei. Difer de alții prin faptul că ești capabilă să iei decizii nestandardizate și să reexecuți rigid. Variabilitatea vieții nu te sperie, o accepți așa cum este, te adaptezi și îți schimbi cu ușurință planurile în mișcare. La locul de muncă, tu ești întotdeauna conectată la sarcini și responsabilă, chiar dacă în interiorul tău există haos. Tu nu pretinzi că ești cineva, te prezinți mereu lumii așa cum ai fost creată. Optimismul tău pur și simplu nu poate fi ucis. Chiar și cele mai neplăcute evenimente ale vieții, cum ar fi divorțul sau concediera, le poți percepe cu umor. Acest lucru se explică prin faptul că, adânc în suflet, ești foarte vulnerabilă și sensibilă, iar umorul și râsul acționează ca reacții defensive ale psihicului tău. În ciuda glumelor, ești mândră, puternică și independentă. În plus, spre deosebire de alții, ești foarte caldă pentru prieteni și familie, receptivă și întotdeauna gata să ajuți în momente dificile. Poți fi înzestrată cu un temperament coleric și îți poți permite instantaneu să aprinzi violențe, sănătate și boli. După cum am menționat mai devreme, nu ești întotdeauna în formă fizică excelentă, dar perspectiva ta optimistă asupra vieții ajută la depășirea dificultăților. Cu toate acestea, nu trebuie să ignori bolile ușoare, altfel acestea din urmă se pot transforma în cele cronice. Reducerea stresului cu ajutorul băuturilor alcoolice pe cum și fumatul trebuie minimizat sau exclus. Ar trebui să urmeze o dietă bazată pe cereale și legume? Dieta în exces este inacceptabilă. Acest lucruri ve te ajuta la relaxarea și restabilirea echilibrului. Homeopatia, yoga, disciplinele spirituale și religioase sunt recomandate. În ceea ce privește distrugerea excesivă și emoțională, adică bolile tale preferate, nu este recomandat să le vindeci cu ajutorul băuturilor alcoolice. Încearcă să nu mănânci prea mult, să mănânci o mulțime de legume și cereale. O astfel de dietă te va ajuta să te recuperezi după o zi grea la locul de muncă și te va scuti de stres, destinul și norocul. Ești o natură calmă și visatoare. Ai o intuiție excelentă. Capacitatea de a calcula toate acțiunile pentru mulți pași înainte te ajută să obții succes, iubești companiile zgomotoase, distracția, ești veselă și prietenoasă, ai mulți prieteni, ești întotdeauna înconjurată de oameni, nu tolerezi singurătatea, ești mereu în mișcare, ești iubită pentru natura ta bună și veselie, abilitatea de a juca jocul, de a ajuta și de a sprijini. Viața de familie va fi de obicei fericită, iar în sfera materială vor fi atât șobolani, cât și hamsteri. Sfaturi pentru tine. Fizic ești destul de fragilă, dar, în ciuda acestui fapt, ești foarte rezistentă, deoarece ești susținută de voința, emoțiile și aspirațiile tale. Se întâmplă să manifeste pe neașteptate autoritate și chiar despotism, deși mai adesea îi protejezi pe cei nedreptățiți. Ca și lider nu ești cea mai bună, deoarece nu poți forța pe alții să te asculte și să urmeze regulile stabilite de tine. Planifica acțiunile, lasă-i pe alții să-și exprime atitudinea față de ceva fără reacția ta prematură, fii mai răbdătoare. De asemenea, judecătorul sau mediatorul din tine nu merită să vorbească, deoarece sunt prea compasional și milostivi, inima ta este ușor de topit cu emoție sau milă. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinată ești un gardian al v familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.